Reabilitarea infrastructurii rutiere este un pas important pentru o localitate modernă. Astăzi, primarul comunei Malovăț, Michescu Ion, împreună cu președintele Consiliului Județean Mehedin Țeladin Georgescu, au mers în satul Bobaița, acolo unde sunt în plină desfășurare lucrările de asfaltare a ulițelor, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2, proiect aprobat de guvernul PSD în anul 2017. Michescu Ion, primarul comunei Malovăț, cunoscut drept un om implicat în viața comunității pe care o conduce, a depus toate eforturile pentru ca cetățenii din această zonă să se bucure de un nivel ridicat de trai. În prezent, se toarnă ultimul strat de asfalt pe segmentul de drum rămas, în cadrul unui proiect finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2. Suntem în satul Bobaița și facem lucrurile de asfaltare în acest sat prin Programul Național de Dezvoltare Locală PND2. Terminăm deci aici investițiile rigole și asfaltare se termină în satul Bobaița. Intrăm în celelalte sate începând de mâine, Malovăț, 23 august, Lazu. Sperăm ca vremea să țină cu noi ca să tragem și al doilea strat de asfalt, adică stratul de uzură, cum să spun în termeni tehnici, acolo unde am reușit să finalizăm și rigolele. Se pare că Dumnezeu ține cu noi, vremea ține cu noi. Îndată ce s-au deblocat fondurile la nivel național, oamenii au început să lucreze, constructorii s-au ținut de cuvânt și uite că lucrările ușor se finalizează. De asemenea, datorită președintelui Consiliului Județean Mehedin Țeladin Georgescu, la investițiile realizate de primarul comunei Michescu Ion, se adaugă reabilitarea drumului județean 670. De la un capăt la altul, Malovățul miroase asfalt proaspăt. Împreună cu domnul primar al comunei Malovăț, Ion Michescu, a mers astăzi în satul Bobaița, acolo unde sunt în plină desfășurare lucrările de asfaltare a ulițelor în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2, proiect aprobat de guvernul PSD în anul 2017. Acesta este unul dintre cele mai importante proiecte pentru comuna Malovăț, în urma căruia locuitorii vor avea condiții de trai mult mai bune. Este o promisiune făcută de mine și primarul Ion Michescu oamenilor și mă bucur că s-a concretizat. La toate investițiile realizate de primăria Malovăț se adaugă cea realizată de Consiliul Județean, aceea prin care se reabilitează DJ-670, a declarat președintele Consiliului Județean Mehedin Țeladin Georgescu. De asemenea, au fost realizate rigole și accese la proprietăți. Mai toată comuna este un șantier, iar mirosul de asfalt proaspăt se simte de departe. Reabilitări și reparații peste tot sunt semnele faptului că modernizarea Malovățului începe să se concretizeze. Lucrările de asfaltare vor continua și în satele Malovăț, 23 august și Lazu.